Bună dimineața, bună ziua și bună, sau bună seara, dragi români de pretutindeni, din nou la butoane, Tudor Urse, devotatul vostru prezentator din cadrul României Culturale. Astăzi vom continua seria noastră de episoade ale culturii la 10, gândite în ideea de a promova personalități române de nota 10 în 10 minute, începând cu ora 10. Ați ghicit. Și îmi face o deosebită plăcere să vorbim un pic astăzi despre George Enescu. Nu vom vorbi despre viața lui pentru că este foarte mult de discutat, însă vom vorbi despre moștenirea sa pe care o putem asculta astăzi. George Enescu s-a născut la data de 19 august 1881 în comuna Liveni-Vârnav, astăzi redenumită George Enescu, lăsând practic moștenire compozițiile sale și promovând România cu sufletul său înflăcărat peste tot pe unde a fost. George Enescu a lăsat un festival, un concurs internațional, promovat îndeosebi de elevii săi, o mare parte din ei compozitori și violoniști de renume internațional, o parte din ei pe care putem să-i numerăm, cum a fost Yehudi Menuhin, cel mai apropiat și cel mai drag elev al său, aproape ca un fiu pentru el, Arthur Grimaud, Cristian Feras sau Ida Haendel. Sunt doar o mică parte din elevii săi de aur. Vreau să vă ajut un pic astăzi prin acest episod, prin care vreau să vă invit cum puteți participa în cadrul festivalului. Să vă dau câteva detalii despre evenimentul în sine. Anul acesta avem concursul internațional George Enescu, da? La fiecare 2 ani avem festivalul și în anul în care nu este festivalul, de fapt, an de an, avem concursul internațional. Festivalul a început în anul 1958, la 3 ani de la moartea maestrului, și nu a fost extrem de promovat în perioada socialistă, datorită cenzurii la momentul respectiv, însă a fost mult mai mult cunoscut după anii 90. Concursul Internațional de Muzică adună, puteți vedea, tinere talente la 3 categorii principale, printre care, evident, și tineri români, de excepție. Peste 100 de participanți au fost admiși în cadrul festivalului, iar în semifinale avem 34. Avem pentru cello, vioară și pian. Și practic puteți găsi foarte multe detalii despre programul festivalului, detalii în sine și cum să vă achiziționați biletele. Este foarte simplu, exact cum vă achiziționați și biletele pentru TNB, spre exemplu. Programul este între 4 și 18 septembrie pentru violoncel, vioară, pian și compoziție. Și avem un abonament, ia să vedem, care costă începând de la 600 de lei pentru categoria 1 și 500 de lei categoria 2. Vă puteți, evident, alege locuri unde doriți să stați și puteți, dacă nu doriți abonament, se pot găsi bilete pentru fiecare zi în parte a festivalului. Haideți să vedem cât este și un bilet.
Un bilet este 100 de lei la prețul normal, la categoria 1. Dacă vedeți că una din categorii nu este disponibilă, îndeoseb categoria 1, înseamnă că au fost epuizate biletele. În general, veți găsi la categoria a doua, care începe de la 100 sau 90 de lei și avem reduceri pentru elevi, studenți și pensionari. 50%. Unde vedeți deja, puteți vedea de asemenea care mai sunt locurile disponibile. Din ce văd aici, vă puteți selecționa, da, exact cele colorate și se pare că cele cu gri sunt deja vândute, dragilor. Deci nu mai sunt foarte multe bilete, ceea ce mă bucură foarte mult, dar ceea ce mă face și pe mine să vă invit să achiziționați cât mai repede posibil. Oricum, în cadrul concursului, cât și al festivalului, biletele se epuizează extrem de repede. Deci, vă fac o invitație rapidă să vă prindeți un loc în cadrul festivalului. Cadrul concursului, îmi cer scuze. Concursul va avea loc în sala Ateneului Român, în cel mai bun loc pentru a discuta despre și a asculta operele lui Enescu. Veți găsi mai multe detalii despre concurs, festival în sine, arhivă, puteți vedea și festivalul din 2021. Acesta este a 18-a ediție a concursului, cât și un alt detaliu important. Anul acesta, pe 17 aprilie, a plecat dintre noi un alt mare om de cultură, Radu Lupu. Radu Lupu, care foarte mulți dintre noi nu am auzit, este unul din cei mai mari pianiști contemporanei noștri, da? Avem și pianiști, am avut și pianiști celebri pe care nu i-am știut, dar pe care putem să-i aflăm astăzi la un clic distanță. Radu Lupu a fost unul dintre cei mai importanți câștigători ai concursului George Enescu. Este unul din elevii de seamă al lui George Enescu, care ne-a încântat cu muzica sa, în special în afară. Evident, necunoașterea sa sau nu se știu atât de multe detalii despre domnia sa, datorită regimului de tristă amintire, care nu a promovat atât de mult cultura română, cât a fost mai mult intens promovată după anii 90. Vă invit cu această ocazie să ascultați compozițiile sale și, de asemenea, în încheiere, ce pot spune este că, mai ales ca un mesaj pentru tineri, să știți că avem cu cine mândri, dar trebuie să fim conștienți de ce avem. Dragilor, căutați despre George Enescu. Așa cum ați ascultat un Mozart sau un Beethoven, țineți minte că și noi am avut un egal de-al lor prin George Enescu. Un filantrop, un geniu și un om de bază al culturii române. Ce vă invit să faceți? Mai ales că putem folosi YouTube-ul astăzi în ajutorul nostru de a ne culturaliza mult mai bine, că suntem noi așa din ce în ce mai bombardați de elemente de incultură. Nu intru în detalii, ci doar dau un antidot. Așa cum am fost și eu la rândul meu bombardat ca voi, am vrut să mă culturalizez și am început prin George Enescu. Vă invit așadar să căutați Rapsodia Română, Rapsodia Română numărul 1 și 2, opera Ödip, cât și poema română. Începeți cu acestea. Și evident, în timp ce ascultați, citiți un pic și despre viața marelui maestru.
De ce e important pentru cei care ascultă? Pentru că dacă ne pierdem memoria culturii, nu mai știm cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Un mare element al autocunoașterii este să dăm importanță zonei în care ne-am născut și a culturii în care am crescut. Căutați George Enescu. Și de asemenea, dacă nu ați devenit abonați încă în cadrul României Culturale, vă invităm să știți ce să faceți, să dați click pe abonare la canalul nostru de YouTube. Atât am avut de spus. Sper că v-am captat atenția. Vă mulțumesc mult pentru acest moment și țineți aproape, pentru că vor urma alte episoade despre alte personalități române ale culturii noastre. La revedere, dragilor, și spor în toate!